Bună! Te-ai întrebat vreodată care este situația copiilor și a familiilor vulnerabile din România? Actuala pandemie de COVID-19 ne îngrijorează pe toți. Fiecare dintre noi se confruntă cu dificultăți, dar copiii și familiile dezavantajate sunt mai vulnerabile ca niciodată. Noi suntem Dana, Diara, Alex, Dominic. Suntem membri în bordul copiilor și vrem să vă prezentăm câteva informații cu privire la raportul întocmit de UNICEF în România și de partenerii săi. Copiii cei mai afectați de pandemia de COVID-19 au fost cei ce trăiesc în familii sărace, cei de etnie romă și copiii ce trăiesc în locuințe supraaglomerate. Acestea sunt rezultatele celei de-a doua runde a studiului. Au fost făcute interviuri cu 120 de profesioniști, persoane care fac muncă de teren, reprezentanți autorităților locale și județene, ai societății civile și personal din instituții rezidențiale din 4 județe. De asemenea, peste 2200 de copii și tineri din întreaga țară și-au împărtășit experiența legată de pandemie prin intermediul U-Report, o platformă online de consultare și participare. Principalele probleme ale copiilor sunt legate de distanțarea socială și închiderea școlilor, care limitează contactele sociale între elevi, conform sondajului U-Report. În comunitățile în care trăiesc, adolescenții semnează dificultăți referitoare la respectarea regulilor de izolare și nesiguranța locurilor de muncă ale părinților. În același timp, mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă în această perioadă. Furnizarea serviciilor medicale a fost puternic afectată de criza provocată de pandemie, consideră jumătate dintre profesioniștii intervievați din cele 4 județe. Printre serviciile afectate se numără cele furnizate de medicii de familie, cele oferite în cadrul spitalelor și a ambulatorilor de specialitate, achiziționarea în condiții sigure a medicamentelor și furnizarea de servicii medicale în zonele defavorizate, inclusiv a serviciilor stomatologice. Prelungirea perioadei de criză a adus cu sine imposibilitatea accesării serviciilor medicale de către diverse categorii de populație și grupuri vulnerabile. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie ca personalul medical, autoritățile și asistenții sociali să lucreze împreună pentru a putea răspunde nevoilor esențiale ale copiilor și familiilor. Furnizarea serviciilor în educație a avut de suferit ca urmare a închiderii școlilor și a transferării activităților în mediul online. Este dificilă menținerea unui sistem echitabil, întrucât, așa cum punctează 84% dintre respondenții la acest studiu, elevii au acces redus la echipamentele IT și la internet. Mai mult decât atât, intervine problema părinților ce nu au suficient timp pentru a-i ajuta pe elevi în realizarea temelor pentru acasă. O altă barieră des întâlnită a fost cea a competențelor digitale reduse, atât ale cadrelor didactice, cât și ale copiilor. Recomandările celor intervievați vizează dezvoltarea unor programe de distribuție gratuită a echipamentelor electronice de care elevii au atât de mare nevoie, întocmirea unor strategii de reducere a decalajelor de învățare și, în ultimul rând, formarea părinților și a cadrelor didactice pentru predarea și învățarea la distanță. De câte ori v-ați întrebat cum funcționează serviciile sociale? Ei bine, ele sunt vitale pentru copii în special, aceștia făcând parte din categoriile vulnerabile. Odată cu pandemia de COVID-19, furnizarea serviciilor sociale a avut de suferit. Necesitatea izolării noilor beneficiari ai serviciilor rezidențiale, dar și teama personalului de a contacta virusul, se numără printre dificultățile menționate. Recomandările respondenților includ asigurarea echipamentelor de protecție pentru personal și încheierea de parteneriat între autorități locale și ONG-uri pentru a răspunde mai bine provocărilor generate de starea de urgență. Aflăm mai multe detalii despre studiul UNICEF accesând website-ul UNICEF în România. Comunitățile dezavantajate sunt mai vulnerabile ca niciodată, iar noi suntem împreună pentru fiecare copil, deși la distanță.